Ne întoarcem în Mangalia, devenită teatru de luptă, care ultima dată s-a soldat cu geamuri sparte. Acțiunea continuă cu aceleași capete înfierbântate. Oprește un pic, că să nu dau din viteză, poate dau capul la cuiva. Acum te dai jos pe jos, stai pe suba. Stai un pic. Și ne-am întors, că n-ai cum să pleci, nu să spargi geamul. Întoarce-te. Am luat și piatra lui, am deschis ușa. Gata, bun! Dai! Bang, bang! Mă duc cu mașina, nu știu cu mașina! Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, geam pentru geam. E geam dublu. S-a spart de tot, mă! S-a spart de tot? Da. Jură-te! Da, rău, vină pe partea asta! Vină pe partea asta, altă, bre, vină pe afară să vezi! Da, bun, hai, vrei să ne facem proală, curajat! Hai la treabă! Sparge Vârciu, strânge Minodora! Hai! După aia iei tu două și mai iau eu două. Și împărțim astea două. Și ne-am întors, noi trebuia să ne continuăm treaba. Nu ce fugim în continuă, noi nu suntem niște fricoși. Se bate la geam pe partea. Hai că vine, uite. Stai aici! Nu, că ne arde! Are cuvânt, mie mi-e frică de seară. Noi avem un araga scump aici. Avem în primul rând un araga scump, avem un frigider scump și avem niște geamuri care dau direct în pat. Dăm mâna și stăm din nou vecini, normal, că nu merge business-ul așa. Că suntem amândoi nebuni. Merge business-ul foarte bine. Ce-ți merge, bine? Că să vezi când au dat geamurile toate jos. Să vezi ce mai merge. Nu mai merge nimic. Nu, cine știe ce geamuri, că nu știe ce-i, mă, ce... Nu geamurile alea, mă, uși, ce știe ce uși. Voi vreți să nu mai aveți unde dormi? Da, nu vrem. Ăsta nu te cunoaște, vrei. Eu știu, taci, mă. Au venit ei amândoi la mine să-și ceară scuze, să-și ceară iertare, să fie pace, că nu mai merge așa, gata. Eu am sala plină acolo, mie merge de voie. Noi suntem o familie, noi avem sala plină acolo. Am văzut. E plină de cioburi acum. Deci, mi-ai spart geamul, am spart geamul, să te închid. Nu puteam să te lăsăm așa. Nu puteam. Deci, familie. Și n-am înțeles, ce-i cu asta? Adică... O luăm de la zero, cum ar fi să ștergem cu buretele? Ne mai dai 40 de milioane și o luăm de la 0-0, cum am pornit noi, inițial. Hai și mă, du-te, mă. Să putem să reparăm pontonul. Glumește, că el a stat și n-are nici părți. Dacă îi bate soarele în chelie, o iară asta. Dă-o cu mâna cu băiatul lui mata. Da, tăticuțele. Eu știu ce ești capabil. Da. Hai și încă o mână. Gata. Pupă mâna, că nu mai ești la Văcărești. Gata. Stai, bre! De ce tragi mâna? Lasă-mă! Mi-a pupat mâna Liviu, mi-a pupat mâna Andrei. Zic, bă, nu e bună. Ce cu ăștia de... Vor ei să fie atât de prieteni cu mine. Au nevoie de ceva. Ce? Să fie pace? Da. Nu. Da. Da. În seara asta ce program aveți? Artistic, samba. De Janeiro. Amândoi. Pa. Nebunie. Hai. E pontonul plin. Ce? Ce? De treaba voastră. Da. Și ce mai faci? Dar e pace, că ai dat mâna și te-am văzut. Pace. Asta e. Pace. Româna, ne cerem scuze pentru micile incidente. Sunt niște huligani în zonă. Când am văzut că totul e gata, am invitat oamenii înăuntru și a început petrecerea. Băuturile vi le puteți comanda dumneavoastră, iar despre mâncare am discutat cu antrenorul dumneavoastră. Le-am spus de la început că noi avem un meniu fix, pentru că așa vorbisem cu toată lumea, așa că mi-am început seara în forță. O să vă spun după aia la ce ne-am gândit să vă oferim astă seară. Am organizat această petrecere împreună cu soțul meu, cu ocazia aniversării a 10 ani de Kangoo Jams în Mangalia. Toți invitații noștri sunt clienți ai sălii noastre, cu rezultate remarcabile. Avem la masă invitați care au slăbit peste 30 de kilograme. Ea este colega mea și ne va ajuta orice aveți nevoie să-i cereți. 4 carafe de vin, apă plată, apă minerală, tot plată, plată mare, plată mare. Vă mai gândiți? Nu, mă răspund. Ne rămâsese cu o seară înainte, cred că vreo 10 litri de sangria. Când m-am dus și am deschis ușa aia acolo... Ce-i cu lui? Înghețată. Mamă! Las-o la căldură. O dezghețăm, îi băgăm vin peste ea. Era tun, congelat. Știi că stăm, dacă punem vin peste, mult. Hai să o punem la foc. Pe foc. Deci când am scos-o din frigider, puteam să o iau și să o rostorn așa. Era blocată. Neamărine? Da! Ăla e pa! Nu mai e? Dar e pan ăsta. De ce? Până la aici, la revedere. De ce? Nu mai poate fi mâncat. Băut, pardon. Bonă. Iceberg. Lasă, nu, dă-mi altceva de băut. Gata, asta era bine că o vindeam acum. Ne-am bazat că o să vindem sangria. De cu seară i-am spus la barman. Bă, fii atent. Ăsta trebuie pus la rece, trebuie scos din congelator Da, ne Marine. Așa va fi. Auzi, dar dacă ne un pic și punem vin peste ea? Cum să o încălzești? A? Un pic ca să se dezghețe, să punem și vin pe deasupra. Dar asta nu se mai dezgheață nici în 5 ore. Ce facem acum? Toată sangria e înghețată, nu putem servi? Băi, serios? Probabil să fie gândit ospătarul că vrem să ducem sangria la Polul Nord. Pagubă, clar. Era și responsabilitatea noastră să ne interesăm, dar noi știm că o avem acolo, nu ne-a mai făcut grijă. Și putea și el să pună o întrebare, pentru că, uite, la bucătărie întreabă mereu Marlen, mă, ce mănâncă lumea? O carafă, că poate mai... O carafă, da? Ceva, da? Eu vreau o limonadă. De vin alb, nu? Da, alb. Și o apă minerală. Cine dorește salată? Eu. Mai departe aici? Cine? Aici? Mai sunt încă 4 imediat. Deci unul la grătar, unul la cuptor, cu legume, cu cartofi, cu ce? 3 pui la grătar. O carafă de vin alb? Ce carafă? Că nu mai am. Mama, i-am spus lumea că nu am nici pahar de vin rozea, acum au zis că nu mai am nici carafă. Baru, avem pahar de vin? N-avem. Doamna Minodora, vreau și o carafă de vin. Baru, avem carafă de vin? N-avem carafă de vin. Man. Și cu scuzele de rigoare nu este vin la carafă. Au fost acelea, probabil că vor mai aduce doar ceva la sticlă, dacă doriți. Dacă vă mai uitați și revin. Ok? Apa minerală pe sub rămâne. Nu se poate, m-am simțit prost. Baru a fost praf. Avem vin. Ce vin avem? Am cerut 4 carafe și s-a dus că s-ar putea să nu fie vin. Care carafe, mă, nu carafe. Stai așa. Trebuie să-l dau o carafe de vin, oamenii. Mă duc și eu. Oamenii vroiau vinul sau apa și nu erau băgate la rece. Cam ceva probleme până la bar. Apă plată, cine a avut? Apă plată, o pun așa pe masă? Auzi, eu nu am întrebat nimica. Eu am spus că e meniu. Le mâncau, nu le mâncau, plăteau. Păi da, eu te întreb pe tine, de unde mai e 500 acum? A venit ăla la masă. De unde mai e 500 acum, te întreb pe tine, că nu mai e. Stai mă, dar a venit la masă el și a zis, dacă nu vrei salată, vezi decât să nu... Ai meniu, da, păi a venit omul ăla la masă și le-a explicat așa. Noi am fixat totuși un meniu. Și ei au zis, domnule, la 50 de lei ne încadrăm într-o salată și felul de bază. Romica a fost isteț. Masa lui s-a dus direct și a spus, aveți meniu, gata, a adus salata, le-a adus felul de bază peștele. Ma, să rămânem cu ele, uite-le. Băi, nu pot să cred că a făcut 30 de astea. A făcut montate. 30, montate, da. Dar nemărine, da, ai, nu. Și oamenii la mine la masă nu au. Dar nu așa s-a discutat, că trebuie să este meniu fix și noi trebuie să facem. Cum? Minodora n-a avut curaj, n-a avut tupeu ca să le dea mâncarea care o comandase. Și a zis, bă, acum mi-e rușine să vă mai duci să mai zice. A venit și Pepe, Brânea Marine, nici mie, au zis că nu vor să mănânce 2 feluri. Bă, ăsta a făcut, da, a făcut 30 de salate, 30 de porții de pește, a făcut tot. Lasă-ne, nu mai mâncăm după aceea. Da, dar tu știi de descumpă ăla, ăla ne îngroapă. Și dacă nu se vinde, acum ce să facem, să ne sinucidem? Da, da. Asta e. Numai puțin. Am fost catiteresul, stai seama că umblam catiteresul ce au nevoie, ce e? Pentru că știam că avem nevoie de foarte mulți bani ca să putem să rămânem în competiție. Asta era primordial, asta era gândul meu cu care m-am trezit în dimineața aia, nu? Este combinat biban de mare cu... cu crap. M-au întrebat ce pește e, le-am spus că este ăsta din ăsta de mare, foarte bun. Ce? Tu extendem cu are stăv mic la tavă. Poftă bună. Peștele din seara asta a fost foarte gustos datorită elementelor din farfurie, al legumelor, condimentelor și cred că a pus și o pată de fericire în farfurie șef bucătar, cel care l-a gătit. Am venit cu un moment de Kangoo Jams, așa pe gustul lui Neamărin, pentru că am avut în fundal o melodie etno. Nu am vrut să-i dau peste cap cu numărul meu de Kangoo Jams. În schimb, Sânziana nu s-a lăsat. Chiar îmi place să țopăi. Este într-adevăr obositor dacă faci o oră întreagă, dar dacă faci jumătate de oră, chiar e distractiv. Bine, Suzi! Așa servim, așa servim! Mâine așa servești! Hai, Minodora! Am făcut un pic de antrenament, o parte din antrenamentul pe care noi îl facem la sală. A fost doar foarte puțin. Hai, ușor. Și... Faptul că am sărbătorit 10 ani de Kangoo Jams la Pirați o să fie o bucurie și o satisfacție pentru că am reușit să fac această petrecere alături de vedete, de neamarin și o să-mi aduc cu drag aminte de acest moment. Să-l vadă tot, să-l pozeze! Ia mă așteptam ca neamărin să poată organiza o petrecere de 30 de persoane, să fie totul excelent, să ne simțim ca acasă, să ne simțim bine în largul nostru, pentru că am urmărit emisiunile și am văzut de ce este capabil. 10 ani de Kangoo Jams, la mulți ani! Să fiți sănătoși! Atmosfera a fost foarte frumoasă, ne-am simțit foarte bine. Mulțumim gazdelor. Astfel de șansă chiar nu credeam că o să am, să văd vedetele, să fiu servită de vedete. Încă o dată, ia! Hai să vedem ce e asta! Oamenii s-au simțit bine, au fost foarte mulțumiți. În schimb, noi nu prea am fost mulțumiți pentru că am fixat una și alta a ieșit. Bucătăria 1732. 1732, barul? Și barul 1228,50. La sfârșitul zilei am constatat că am avut o vânzare mult mai mică decât cea de ieri, cu toate că munca și responsabilitatea a fost mult mai mare. Deci ăsta e totalul care a rămas, 2494. Uite bre și șpaga de la mine. Da, bagă și șpaga aici. A pus bănuța acolo frumos, pac, pac. Ne-am luat la revedere, ne-am pupat, ne-am felicitat și am plecat la somn. Neamărin ne-a zis că la 8 ne bate la ușă. Eu la 8:20 până așteptam îmbrăcat. Am zis, bă, dar de ce să stau eu să-mi bată mie Neamărin la ușă? Mi-a dat de vizit? Că la ora asta ai lunceac, ce ăsta? Lucruri mai importante care trebuie. Dar ăla e pentru băiatul meu. Hai, te las să venim de la. Nu știu să-și te redeșteptare la toți dacă tot ai venit mai devreme. Hai că mă duc. Ce am zis eu acum la Caterin, că dacă era în camera după mine, hai să le bat puțin mai tare, nu știu genul lui Neamărin. Bă, cu scandal. Poc, poc, poc în ușă, ho, ho, ho! Deschid ușa, iau! Îl văd pe Pepe, ce dracu cauți, mă, la ora asta e? Unde e, mă? M-a trimis pe mine. M-am trezit ca niciodată mai devreme și a zis, bă, cum să-l surprind eu pe Neamărin? Cu ce să-i dai țăranului jvâc decât cu muzică populară? Neamărin, e mâna lui? Și că el a bătut să avem noi senzația că e Neamărin. Da, a bătut mai rău decât Neamărin. A trezit din morți, direct, tuf. Auzi, tu ai vrut să-l ascultești pe Neamărin în stil, să-i dai o stare bună dimineață cu muzică populară. Da, o stare bună, păi dacă nu-i dai muzică populară... El cum aude, se pune în picioare. El ce zice? Mamă, e repetiție. E repetiție. Este ziua decisivă, am să fiu foarte atent care va fi mai responsabil și să ia premiul de mâna mea. Noi ce facem astăzi? Noi mai facem și noi bani sau acum? Nu, acum fiți atenți ce facem azi. Marlena, tu ești la bucătărie astăzi. Și eu îi fac mâncarea lui Vârciu. Da, nu știu, eu știu drept, o faci aici pentru un restaurant. Mă gândeam acum. Și tu o ajuns la bucătărie. Ne-am arins o seară înainte, ne-a spus că plecăm la Bulgari. Și eu acum m-am pregătit, zic, mamă, mă duc acolo, fac o plajă, eu știind cum e pe la nisipurile de aur, zic, aha, distracție, merităm și noi să ne relaxăm. Cum să o ajut eu la bucătărie? Că eu nu știu să fac nimic. Păi, dar spune ea, face aia, face aia, face aia. Dar sunt Ziana și-a luat costum de baie. Mi-a străfulgerat așa, am o clipă, ce poate să facă Sânzi într-o bucătărie în afară decât să încurce. Iar voi trei și cu mine patru, merge să face rost de midi și de pește. De unde luăm scoici? Mi se părea normal că nu-l luam de lângă casă, că el n-are idei din astea decât din astea de cotropitor. De unde, în altă parte, mergem în Bulgaria. Ia uite-mă, parcă merge la plajă asta. Neața! Suntem foarte bine pregătiți. Haine dacă ne bate vântul, doar să mergem vacation. Cred că ne scoate la o masă de pește, așa regală. Mergem în Bulgaria. Hai, hai și iar, ha! Auzi? Haide! Și așa. În mașină, prietenul nostru, să-i dea Dumnezeu sănătate, cocoașe, tot ce-și dorește el, a avea numai muzică populară, de ne-a spart ficații. Ia-uzi, băi! Hei, ia-uzi! Haide așa, ia-uzi! Hei, hapa! Hop! Șa! Haide, șa! Ia-uzi! Ia, pași, ia! A ieșit circ în mașină, ne-am distrat ca niște copii. Bă, de dimineața am vrut să te primesc cu muzică populară. Că vrei să spun ceva? Eu știu lucrul ăsta, că am mai lucrat cu țărani. Da. Păi vorbeam de Cornel, că și Cornel e... Înțelegi? Da. Așa și mă gândeam, bă, dacă vine și-mi bate în... Pun muzică din aia, o ia, hop, pap, bărbun, ăla, ce dansați voi acolo, da? Da, înțelegi? Deci așa faci când e, așa faci, da? Nu! Așa faci cu țăranii, ce-ai cu țăranii? Nu cu nimic, n-am cu țăranii. Colegul tău, așa zic. Nu, dar el are față, atât, are față, atât. Mă trai și atitudine, da? Au! Nu! Au! Au! Toată lumea îi zice, el e singurul care nu vine să creadă. Zic, uite-te mâinile și mă trau dată în oglindă să te vezi. Știi ce e? Vremea potrivită pentru pantaloni scurți. Ne-am trezit de dimineață. Ne-am trezit de dimineață și ne-am dat seama că e gros. Vremea se anunță costisitoare. La noi nu era nimic făcut cum trebuie pentru o zi de naștere și ne-am dat seama că avem nevoie de mare ajutor. Una peste alta ne-am fugit repede să angajăm oameni. Avem și noi o petrecere de copii. 20. 20 de copii. Și 20 de părinți. Noi trebuie să mergem acum un pic, că avem niște treabă, să luăm niște lucruri. Poți să faci și tu pentru noi, să arate cumva locul ăla. Da unde faci, sus sau jos? Jos. Da 5 milioane. Cum? Da 5 milioane. Dar ce le fac? Majoratul? Bine, hai că începem să... Coifuri. Din asta, din alea de suflat. Dăm măcar acolo ceva. Dăm ceva, dăm. Nu știu, cât ai? Dăm bună ziua, bine ați venit. Bună seara, când plecăm, 3 milioane. Hai, dă-i. Mult. 4. Mult. Hai că ajungem la 5. La brizbrizul la 3 milioane și la mâncat 2. Dăm 4. Dar cât începe petrecerea voastră? Nu, păi, la 2? E, într-o oră jumate. Suntem pe treabă. Hai, dacă mai dăm mult de vorbă. Hai. 4 milioane. Hai, 3. Dă-te și ia banii. Eu când îi rog pe oameni, eu le dau energia mea bună și pozitivă. Mă duc să-ți pesc un pic acum și după aia mai vorbim. Și m-am dus să mă întind un pic, să-mi recapăt puterile. Am o grămadă de treabă. Nu-mi văd capul de treabă, auzi? E pe așa, Și asta nu rămână nouă să mai mergem și noi la cumpărături acum. Acum, fără glumă, am simțit o presiune față de acest copil, pentru că știam că totul se filmează și la un moment dat el să aibă această amintire și am zis să iasă totul perfect. Ne urcăm în barcă, da? Ne dați combinizoane pe noi, ne îmbrăcăm, da? O chestie groasă, grea, îngrozitoare, mirositoare. Mamă, te trage în apă asta, ești nebun. Mamă! Ia uite! Unde sunt? Profi a devenit când ai avut tu ideea genială să pui șlagărul. Ochii tăi mi-amintesc cât de mult ne iubeam și cum ca doi copii în brațe ne strângeam. Mai vreți? Te omor!